Salut! Astăzi vom testa un nou încărcător portabil de 3,5 kW. Cred că este primul produs de pe AliExpress care are o cutie așa de faină. Aici avem firma Joint Electric Revolution și este foarte compactă. Aici avem câteva informații. Deci, încărcătorul se livrează din Polonia, deci ajunge la dumneavoastră în mai puțin de o săptămână. 3,5 kW Type 2 și 3,5 metri. Hai să vedem conținutul cutiei și apoi să mergem să-l testăm. Da, încărcătorul vine în această punguță, adică este ambalat foarte bine. Așa. Hai să vedem. Aici avem și un mic manual de instrucțiuni. În primul rând vedem că încărcătorul este reglabil, da? La 8, 10, 13 și 16 amperi. Deci la 16 amperi, spre exemplu, veți putea încărca Dacia Spring de la 0% în aproximativ 8 ore, față de cele peste 13 cât ar dura cu încărcătorul original. Aici avem mai multe informații despre display, protecții și așa mai departe. Dar asta o să vedem mai multe când îl conectăm în priză. Și da, acesta este încărcătorul. Da, cu mufă, cu priză de alimentare Schuco, un cablu de foarte bună calitate. Și da, acesta este practic încărcătorul. Este foarte, foarte compact, adică este chiar mai mic decât cel original de la Dacia. Da, foarte finuț, foarte fain. Calitate destul de bună a plasticului. Da, și în partea cealaltă avem mufa Type 2. Cred că este primul încărcător portabil pe care îl văd cu mufă albă Type 2, dar cred că asta oarecum ajută un pic, pentru că în cazul în care îl scăpați pe jos, este mult mai vizibil, tot așa, de o calitate foarte bună. Este un alb așa lucios, ca să nu se murdărească foarte ușor. Ok, hai să mergem în garaj și să-l punem în priză. L-am conectat la priză. Bineînțeles, când încărcați mașina electrică, este recomandat să aveți un circuit dedicat, separat, protejat cu siguranță pentru încărcarea mașinii și, bineînțeles, și firele să fie de cel puțin 2,5 mm pătrați și o priză la fel de calitate bună, mai ales dacă încărcați la 16 A. Hai să vedem un pic acum cum arată, da, încărcătorul. Acesta este display-ul. Pe filmare văd că e un pic flicări așa, dar în realitate, da, nu se observă acest lucru. Hai să vedem ce informații avem aici. Da, colțul din stânga sus avem temperatura lui, apoi avem voltajul de rețele, da, avem 238 de volți acum și la fel o să ne afișeze puterea în kW, durata încărcării și cât energie a consumat și aici în partea stângă, da, ne arată pragul de amperaj setat. Acum este la 8 amperi. Și încărcătorul, ca să navigăm prin meniu, are acest buton cu touch și pur și simplu ținem apăsat pe el câteva secunde până ne apare meniul și apoi cu atingerea scrollăm printre meniuri. De aici avem un meniu de power, un meniu de time unde putem selecta o întârziere a începerii încărcării și ultimul ground în cazul în care suntem nevoiți să încărcăm la o priză care nu are împământare, da? Hai să intrăm un pic la meniul de power ca să vedem, da, pragurile de putere. La fel, ținem apăsat câteva secunde ca să intrăm în meniu și avem 8 amperi, 10, 13, 16. Ca să selectăm acest nivel, mai ținem apăsat câteva secunde pe buton ca să fie selectat, da? Și acum avem aici 16 amperi. Hai să punem Să punem la încărcat și să vedem cum arată. Să punem un pic aici încărcătorul și să luăm mufa Type 2 și să conectăm la Dacia Spring. Așa.
Da, mașina a dat semnalul. Da, și vedem că încarcă. LED-ul s-a făcut albastru, da, și pâlpâie. Și avem, da, 16,3 amperi, 3,6 kW, chiar 3,7 kW. A scăzut un pic voltajul. Da, și avem durata, vă spuneam, și energia consumată. Deci are și contor, în cazul în care, da, luați cu dumneavoastră și, nu știu, încărcați la cineva și vreți să-i plătiți curentul consumat, da, aveți aici contorul și nu este nicio problemă să vedeți câtă energie ați consumat. O să fac și testele pentru celelalte praguri de putere ca să ne asigurăm că funcționează, dar o să vă pun doar un screenshot pe ecran ca să nu pierdem foarte mult timp. Da, din nou, deci mie îmi place faptul că este foarte, foarte compact și este de o calitate foarte bună. Vă spuneam, se livrează din Polonia în mai puțin de o săptămână. O să aveți link în descrierea clipului pentru acest produs. Eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.